Este clar pentru toată lumea că traiul din lucrul pământului este foarte greu, dacă nu imposibil. Muncă multă și avantaje mai deloc, dar oamenii s-au resemnat și merg mai departe pentru că alte soluții nu întrevăd. Am fost curioși să aflăm ce mai cultivă locuitorii comunei Poiana Blenchi. Porumb, cartofi, grâu de primăvară, oves. Și astea sunt mai importante. Da. Și după ce recoltă, gata. Încotro apucă produsele astea? Produsele adunăm acasă. Da. La casă, la noi, și ne dăm la animale, la ce are omul pângă casă. Deci cam asta pun oamenii. Da. Alții cele nu pun nimic, porumb, cartofi, ovăz, grâu de primăvară. Orză, ovăz, grâu. Malai, deci ce-i la țară? Fasole, sfeclă, care ce nevoie are. Dumneavoastră ce puteți acum? Am văzut că lucrați. Eu fasole și doble. Ce puneți acum? Ce semănați? Fasole și porumb. De asta pe. Și mostani. Ce e rentabil să mai pună oamenii în pământ, după părerea dumneavoastră? Porumb. Porumb. Porumb, da, porumb. Din coace avem grâu, ia avem talaua aceea cu grâu, ea noastră. Din coace avem porumb, cartofi. Nu, atât avem. Și se poate trăi numai din ce semănați? Se poate dacă ai bani. Dacă nu ai bani, nu poți să nici cu astea. Ce credeți dumneavoastră? Se poate trăi doar din lucrul pământului în ziua de astăzi? Nu se poate. Nu. Dacă nu ai cu ce să lucrezi mecanic, n-are rost să te omori degeaba. Asta e părerea mea. Din ce știți dumneavoastră, ce aleg oamenii să pună cel mai des în pământ? Ce e rentabil? Porumb, cartofi, fasole, de ce folosesc și ei și animalele.